Domnul președinte, de ce ați ținut să fiți aici la catafalcul maestrului Simon? Sunt unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Ne cunoaștem de mult, am fost și colegi de școală în primii ani de liceu și în ultimii ani am fost de multe ori împreună, am petrecut zile frumoase, am asistat la concertele pe care le-a dirijat el și am ținut neapărat să fiu alături de familie pe ultimul drum.